Fostul preot Visarion Alexa a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru agresiune sexuală. 9 dintre femeile pe care preotul le-ar fi agresat sexual au depus plângere împotriva acestuia. Ana Ciuvică vine cu mai multe informații. Bun găsit, Ana! Bună ziua, bun găsit tuturor! Fostul preot Visarion Alexa a fost cercetat pentru agresiune sexuală. Conform datelor din dosar, se pare că o femeie ar fi depus plângere împotriva lui. Este de fapt o singură femeie care a rămas în acest dosar penal, care a fost cercetat la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 6. A fost dată și o decizie în primă instanță, conform știri pe surse. Aceasta este de 2 ani și jumătate de închisoare cu suspendare. Decizia nu este una definitivă și poate fi contestată. Mai mult decât atât, a fost deja contestată atât de fostul preot Visarion Alexa, cât și de către victima lui din acest dosar. Conform procurorilor, el ar fi agresat sexual o femeie, de aceea au pornit aceste cercetări în acest caz. De-a lungul timpului au fost și alte persoane care au spus că au fost agresate sexual de către preot, dar iată că în acest dosar penal a rămas o singură victimă. Urmează să vedem așadar când se va judeca această contestație și care va fi decizia finală în ceea ce îl privește pe Visarion Alexa.